Într-adevăr, intenția și capacitatea sunt total diferite, două lucruri total diferite. Da, deci vreau să vă spun că acești oameni care vând sute de proprietăți nu fac ce facem noi, deci nu au timpul să facă, pentru că sunt foarte multe pe piață și... Extrema cealaltă, asta este extrema cealaltă. Dar ei au experiență de agent. În schimb, faptul că iau foarte multe listing, ceea ce eu nu iau, deci eu iau cel puțin două, trei pe săptămână, mai mult nu. Da. Dar ce vreau să spun este că în momentul negocierilor, de exemplu, la un moment dat este, cum să spun, se ajunge la un plafon. Adică ajungem de la 1 milion, să zic, ne negociem la 1.200.000. Și după ce mai faci un extra, cum să vă spun, un extra work și îi spun la client, uite, un alt agent, la momentul ăsta s-ar opri. Da. Și să zic, uite, am început de la 1 milion și am ajuns la 1.200.000, da? Și uite, vreau să-ți demonstrez, dragul meu client, că eu o să mă duc încă 50.000 mai mult. Deci părinții mei au fost profesori, am trăit, eu m-am crescut primii 6 ani într-o comună, într-un sat, în satul Ampoița, din comuna Meteș, undeva între Alba Iulia și Slatna, în țara Mocanilor, deci nu la Moți, undeva mai la sud un pic de Abrud, deci eram foarte aproape de țara Moților, din Munții Apuseni, dar la noi erau Mocani, acolo se numeau Mocani. Da, da. Și am trăit acolo, la sat, primii 6 ani, mi-aduc aminte cu plăcere că mergeam cu copiii din sat la cu caprele, cu oile, cu ăsta pe deal și mă rog, deci a fost o experiență extraordinară. După aceea, la 6 ani, m-am mutat la Alba Iulia cu părinții mei și-au avut o casă, tăticul și mămica și-au avut o casă acolo și acolo în Alba Iulia, ei fiind profesori, în timpul regimului ceaușist, comunist, nu aveau foarte mulți bani și atunci ca să putem să supraviețuim, trebuia să creștem un porc în fiecare an pe care îl tăiam la Crăciun, în perioada Crăciunului, știi cum era la noi, dar pentru asta, ca să ținem un porc, trebuia să mergem să muncim în fiecare vară la CAP-ul, CAP-ul ne dădea un anumit lot de pământ pe malul Mureșului, undeva pe malul Mureșului pe acolo. Și noi mergeam, eu mergeam și ajutam pe părinți să, mă rog, să crească castraveți, mă rog, tot felul de chestii de grădină. Și acum am... De când erai copil? De când eram copil munceam. De la 10 ani am fost obligat să-i ajut pe părinți pentru că nu puteau. Da. Și am ajutat până la 18 ani când am plecat la Academia Tehnică Militară. Cred că te bucur că ai ajutat, da, nu? Da, deci pe atunci... Poate nu era ușor, nu era ușor și copil, dar acum tot ziceam, dai seama că de fapt te pregătești pentru viață. Și tot ziceam, măi, dar uite, toți copiii nu ajută și uite așa că stau la bloc și așa. Și poate avea alte relații și alte și nu ajutau și de ce tocmai eu trebuie să fac chestia asta, știi? Și părinții mei spun că lasă că ne ajut și o să vezi tu mai departe în viață că te ajută. Și într-adevăr atunci nu mi-a fost ușor. Sigur, aș copil vezi puțin diferit. Și vă spun și acum am bătături în mână, dacă ne întâlnim vreodată la un listing presentation, vă arăt bătăturile. Și acum le am, deci nu s-au pierdut niciodată. Dar m-am învățat să muncesc din greu. Și acum când iau o casă, oricât de, cum să zic, mult muncă ar putea fi în casa aia, nu mă dau la o parte, băiatul meu este cu mine, îl învăț exact aceleași strategii pe care eu le-am învățat când am fost mic. Deci, vă dați seama că noi, dacă omul agrează să lucreze cu noi, noi luăm, ne dă cheia și noi facem absolut tot. De la, pur și simplu, mutarea mobilei lui, care deodată e foarte grea, într-un locker sau într-un nou loc, dacă cumva am luat o casă nouă, îi mutăm prima dată mobila și după aceea rămâne casa goală. Și e greu. Deci când muți mobilă, deci este foarte greu. Deci moving companies ajează 4, 5, 6 mii de dolari. Noi, la noi, și pe bune dreptate, și, pentru că nu este o muncă ușoară. Nu este o muncă ușoară. Da. Noi o facem și este inclusă în deal. Și de asta vă spun că atât de multe incluziuni avem, că la un moment dat când vă spun comisionul, vi se pare că e foarte ieftin. Pentru la câtă pentru muncă punem noi. Mult. Da, nimeni nu o să-ți mute mobila din casă, nimeni nu o să facă cleaning, nimeni nu o să facă staging total pe care noi îl facem, nimeni nu o să facă... Deci cum să vă spun? Deci, toate durerile de cap, de fapt. Iau toate durerile de cap. Deci oamenii când iau o condiție este ca ei să se mute din casă. Da. Pentru că nu poți să stai într-o casă în care nu mai este a ta, practic. Luăm totul absolut, după cum am spus, iar când avem partea de showing-uri, când facem show-uri, facem așa de frumoasă casa în care totdeauna avem un averaj într-o săptămână de 200 de showing-uri. Deci, practic, în 7 zile, noi avem pe zi câte 20-30 de showing-uri pe zi, de la dimineața la 8 până seara la 9 și este imposibil să trăiești în locația respectivă. Și atunci le-am spus la oameni, domnule, luați-vă
un rent sau luați un Airbnb, oamenii se duc, înțeleg situația și noi ne facem treaba, deci nu ne deranjează nimeni. Da. Și este un, cum să spun, este un exemplu de succes. Deci avem un stil de muncă, avem niște trepte. Nu e prima dată când faceți asta, asta s-a făcut tot timpul. Asta facem și, cum am spus, suntem ca un chirurg care noi operăm 60 de cazuri, de cazuri grele pe an și toată lumea iese viu din aceste operații. Asta este, că nu mergeți la ghici. Da, nu mergem la ghici. Dacă mergeți cu alt agent, poate vă ia mai puțin la întâmplare, nu are... mă rog, experiența de care, pe care eu am, nu are resursele, deci este important networking-ul, adică avem o combinație. Deci avem absolut orice, avem venuri, avem mobil, avem oameni care să ne ajute să mutăm, să clean, să stage, deci să facem the best pentru proiecta noastră. Proiecta noastră este cel mai mare este investment. Este prioritatea pentru voi. Și nu are rost să încerci cu un agent sau doar să încerci, pentru că practic încerci pe spinarea ta, adică ai muncit 30-40 de ani ca să ai o plată de 1 milion, 2 milioane și după aceea tu să pierzi 200 de mii la listing numai că te duci cu un agent de mai puțin succes și care te-a mai puțin, crezând că salvezi bani, dar de fapt tu pierzi bani, big time. Dar ce-mi place mie să cred acum că noi am început în februarie să facem aceste emisiuni și sunt deja, nu, destule luni, 10 luni, 9 luni de când am început să discutăm și noi de obicei stăm de vorbă înainte să intrăm să filmăm și îmi dau seama că lumea a început să gândească diferit în sensul bun al cuvântului, pentru că în general lumea este tentată să meargă să gândească tradițional. Vând casa, vreau să plătesc comisionul cel mai mic, vreau să... Dar dacă am învățat ceva în 2020, 2021, este adaptabilitatea și flexibilitatea la situații. Și una este în situația de vânzare-cumpărare a unei case. Da. Și dacă vrei să maximizezi, pentru că este... Pentru cei mai mulți, de fapt, n-au un business. Deci este cel mai bun investment. Casa este cel mai bun investment. Normal că vrei să scoși cel mai bun investment. Vrei să scoși suma cel mai mare posibilă. Ar trebui să se gândească un pic invers. Uite, eu de multe ori stau de vorbă cu fiica mea, care este business expert și ea întotdeauna spune, pornești de la sfârșit. Ce vrei să obții? Păi vreau să obțin prețul cel mai mare. Dacă începi cu întrebarea cât plătesc comisionul, nu obții prețul cel mai mare. No. Întrebarea nu e corectă. Deci trebuie ca lumea să învețe să-și pună întrebarea corectă. Exact. Ce vreau să obțin din tranzacția și asta? Primul lucru care trebuie oamenii să întrebe agentul pe care vrea să-l ia, să te rog frumos, spune nu cât plătesc comisionul, ci ce portofoliu ai, ce ai făcut pentru alți oameni. Absolut. Și după aceea ce servicii ai, garanția că poți să-i ajuți. Că intenția s-ar putea să fie acolo, intenția de a ajuta. Capacitatea de a ajuta s-ar putea diferența. Să nu fie acolo. Sunt două lucruri total diferite, pentru că s-ar putea să existe această dorință, dar vreau să te ajut, dar vreau să vinzi cât mai mult, dar vreau să știu. Dar experiența mea, din păcate, pentru că n-am vândut decât poate două case anul ăsta sau trei case, nu mă ajută ca să te ajut eu pe tine. Da. Și, într-adevăr, intenția și capacitatea sunt total diferite, două lucruri total diferite. Deci vreau să vă spun că acești oameni care vând sute de proprietăți nu fac ce facem noi, deci nu au timpul să facă, pentru că sunt foarte multe pe piață și extrema cealaltă, dar deci, ei au experiență de agent. În schimb, faptul că iau foarte multe listing, ceea ce eu nu iau, deci eu iau cel puțin două, trei pe săptămână, mai mult nu. Da. Dar ce vreau să spun este că în momentul negocierilor, de exemplu, la un moment dat este, cum să spun, se ajunge la un plafon. Adică ajungem de la 1 milion, să zic, ne negociem la 1.200.000. Și după ce mai faci un extra, cum să vă spun, un extra work și îi spun la client, uite, un alt agent, la momentul ăsta s-ar opri. Da. Și să zic, uite, am început de la 1 milion și am ajuns la 1.200.000, da? Și uite, vreau să-ți demonstrez, dragul meu client, că eu o să mă duc încă 50.000 mai mult. Dar am o tehnică specială și atunci mai negociez încă 50.000 sau 30 sau 40.000 mai mult și aș spune, uite, vezi, numai din ultima negociere ți-am adus comisionul for free, plus că ai mai rămas încă cu 10-20.000 în plus. Da. Și atunci omul zice, domnule, într-adevăr ăsta a făcut un lucru, s-a dus la extra mile, above and beyond, cum spun. Deci, și știu că mi-ai povestit că au fost clienți care s-au decis să meargă cu tine, dar n-au fost neapărat deciși cu 100%, dar după ce au văzut rezultatele, au zis, s-au trimis
câți clienți. Dar mi-au trimis o grămadă de clienți. Au avut poate un pic de îndoială, pentru că mai ales ce... Cei mai mulți nu suntem în domeniul de real estate, deci nu avem educația necesară ca să putem să înțelegem ce se întâmplă. Da. Deci știți care e problema? Problema e că în industria noastră sunt 60.000 de agenți, cel puțin în Just în Greater Toronto Area. Da. Și faptul că sunt atât de mulți, average property, deci în medie, ei vând 2 proprietăți pe an. Mm. Gândiți-vă că eu vând 70, da, deci de 35 de ori mai mult decât un agent cu 2. Da. Oamenii ăștia care vând foarte puțin, deci ei sunt disperați. Deci ei, deci știu cazuri în care spun, domne, dacă vii cu mine îți dau cashback, nu știu cât, 1% sau 0,5%. Da. Deci, dragii mei, deci ce înseamnă, ce înseamnă cashback? Deci un fel de mituire, de prostire a omului, pentru că practic eu 15% mai mult. Deci dacă te duci cu un agent ca mine, e 15% mai mult. Deci în loc să iei 1.000.000, e 1.150.000. Hai să zicem că mergi cu acel 1 la 1.000.000, să zic average-ul, și ăla îți promite că îți dă 1%. Îți dă 10.000, ok? Cu cât ai rămas în mână? Dacă faci calculul, să zic că îți dă un cashback, e tu rămâi cu 950, I don't know. Da. Când ai vândut cu mine 1.950.000, chiar dacă comisionul e 5-6%, da, tu rămâi în mână cu 1.100.000, poate. Da. Da. Deci de la 950 deci, la 1.000.000, e 150.000 da, diferență. Da. Deci ea poate să-ți dea tot comision, poate să zică, domne, să o vând for free și tot rămâi în pierdere. Asta am să spun. Asta e problema, dar oamenii nu realizează, nu înțeleagă. Și unii sunt computeriști, sunt oameni cu calități, adică care au experiență și se duc cu oameni de genul ăsta. Și eu mă gândesc, domne, oamenii ăștia se gândesc oarecum la consecințele, sau merg pe varianta lasă să moară și capra vecinului. Lasă-mă, nu-l dau la Mitrovan care face sute de vânzări și mi-a mai mult pentru mine. Las că-i dau un amărât care dă-i la acel om, nici o problemă. E un gest nobil, dar ne permitem să facem aceste... E un gest nobil, dar... Cum să spun? E frumos și apreciez pe cei care vor să facă business cu prietenii, dar dacă casa ta, casa ta este cea mai mare investiție din viața ta, poți să-ți permiți luxul de a fi atât de generos. Poți să fii generos în alte feluri. Da, deci dacă ai avea o pensie în Canada de 5.000 pe lună după pensionare, poți să-ți faci acte de caritate. Poți să zici, domnule, nu mă interesează casa mea, absolut, o vând pe nimica. Pierd 200.000, e ok. Problema e că aici pensia e mică. Da. Și orice sumă, de exemplu, de 100, 200.000 în plus, 300.000 în plus, contează enorm. Păi cu 200.000 îți cumperi 5 proprietăți în Myrtle Beach faci un și faci bani numai din închiriere de acolo. Absolut. Și atunci te gândești, domne, hai să mă duc cu cel mai bun, care, care știe carte, știe ce face, are un portofoliu și așa mai departe. Deci, în primul rând, întrebați-vă de portofoliu, ce include comisionul lui, ce servicii sunt și, cel mai important, v-am spus, ce a făcut pentru alții. Deci să vă arate pur și simplu printat și după aceea, dacă nu aveți siguranță, zic, ok, la asta care mi-ați printat-o, arată-mi și online. Mm-hmm. Pentru că ei pot să printeze orice. Absolut. Dar în momentul în care te duci online, îți dai seama. Da. Și atunci eu asta fac. Eu zic, și uite, review-urile mai Review-urile de la Google și de la Facebook, pentru că lumea... Da. Nu știu, la tine să nume 5 stele review-uri.